Nu există o soluție rapidă sau un plan miracol pentru pierderea în greutate, în ciuda tuturor dietelor la modă și a influenței de pe rețelele de socializare. Tu la ce te gândești când auzi de o dietă la modă? Mulți probabil că se gândesc la mopturile de școală veche, cum ar fi să mănânce nimic altceva decât grefuit toată ziua, să bea litri de supă de varză sau să consume shake-uri înlocuitoare de masă. Dar, într-adevăr, dietele la modă acum nu sunt toate atât de trucate. Pe de o parte, acestea promit a fi o soluție miraculoasă pentru pierderea rapidă în greutate, iar pe de altă parte se pretinde că sunt abordări durabile. Dar, indiferent de cât de diferită este piața dietelor la modă, există un lucru pe care toate îl au în comun și anume că ar putea duce la pierderea rapidă în greutate, dar eșuază în mare parte în cele din urmă. În cele ce urmează, dau câteva din multele motive pentru care dietele la modă nu sunt cu adevărat remediile miraculoase ce sunt promise să fie. Și de ce ar trebui să stai departe de ele? Oricine a acordat atenție datelor populare de mai bine de câțiva ani a observat că fiecare nouă dietă care apare este doar o versiune reciclată și reambalată a unei diete vechi. Și totuși, fiecare pretinde a fi specială și unică. Unele diete, de exemplu, cum ar fi dieta F-Factor, ce a provocat un pic de controversă în 2020, se concentrează pe creșterea cantității de fibre din dieta ta. Este un sfat bun, dar o mulțime de alte organizații de sănătate reputate, cum ar fi Institutul de Medicină și Academia de Nutriție și Dietetică din America, recomandă de asemenea o nutriție bogată în fibre. Din ce în ce mai multe planuri alimentare își manifestă propria unicitate, în ciuda faptului că împărtășesc trăsături similare. Dieta Duca, de exemplu, care a fost numită cea mai proastă dietă din 2021, recunoaște că 95% dintre persoanele care apelează la o dietă își recâștigă toată greutatea înapoi și chiar în plus atunci când revin la vechile obiceiuri alimentare, conform datelor de pe site-ul dietei. Dar, totodată, continuă să menționeze că dieta lor îți va proiecta obiceiurile alimentare și te va ajuta să stabilești în mod permanent greutatea ideală. Desigur, acestea sunt doar două exemple dintr-o listă mare de diete la modă ce împărtășesc asemănări, Acestea se bazează pe includerea și excluderea anumitor nutrienți, pe un anumit program de urmat și pe afirmația că funcționează mai bine decât altă. Toate acestea le pun, de fapt, în aceeași whale. Apropo de nutrienți, un alt lucru pe care multe diete la modul au în comun este că denigrează anumite alimente sau nutrienți în timp ce ei glorifică pe alții. De fapt, majoritatea dietelor tin să se concentreze fie negativ, fie pozitiv, pe a selecta puțini nutrienți. Dar dieteticienii avertizează împotriva acestui tip de gândire. Corpul nostru are nevoie de o varietate de alimente. Diferitele alimente au diferiți micronutrienți, vitamine și minerale, iar această varietate este ceea ce ne menține sănătoși. Carbohidrații se descompun în glucoză, sursa principală de energie a corpului nostru, și adesea vin cu fibre ce mențin funcționarea corectă a sistemului nostru digestiv. Pe lângă aceștia, avem nevoie și de proteine pentru sistemul nostru muscular și de grăsimi pentru protecția organelor și absorpția nutrienților. Dintre dietele moderne de astăzi, cele mai multe au un conținut scăzut de carbohidrați și unul bogat în proteine. Dar dovezile arată că astfel de diete nu sunt mai eficiente pentru pierderea în greutate pe termen lung decât să consum mai puține calorii. Dietele sărace în grăsimi, dietele sărace în carbohidrați și dietele bogate în proteine duc la aproximativ aceeași pierdere în greutate pe o perioadă de 12 luni. Foarte multe diete vând gustări și mese gata preparate pentru a merge împreună cu planurile lor alimentare. Pare ușor și accesibil, dar iată cum stă treaba. Oricine creează o dietă la modă și vinde produse câștigă foarte mulți bani. Piața de slăbire valorează miliarde de dolari, așa că există un stimulent financiar real pentru a crea diete la modă care să vândă cărți și produse. Pe de altă parte, sfaturile bazate pe dovezi, cum ar fi consumul de alimente mai hrănitoare și mai puțin procesate, nu conduc la un profit masiv dar este o cale mai bună de adoptat dacă ești în căutare de rezultate. Cantitatea de alimente procesate și gustări oferite de aceste diete la modă este problematică, deoarece nu îi lasă pe oameni să aibă opțiuni de alimente mai proaspete și mai sănătoase. Produsele dietetice procesate conțin și alergeni obișnuiți. Soia, de exemplu, este un alergen predominant găsit în aceste tipuri de alimente. Gustările dietetice tind, de asemenea, să folosească îndulcitori intensi ce la rândul lor pot perturba reglarea apetitului sau pot face alimentele naturale să aibă un gust mai puțin dulce. Intră pe Instagram și caută Keto. Vei găsi foarte mulți oameni care susțin că dieta i-a ajutat să slăbească mult într-o perioadă scurtă de timp. Este probabil adevărat, cercetările arată că oamenii pierd adesea până la 10 kg în primele două săptămâni cu o dietă Keto. Dar respectarea pe termen lung a acestei diete este extrem de dificilă, iar scăderea în greutate își pierde din strălucire, după primele câteva săptămâni. Același lucru este valabil pentru toate dietele restrictive. Dietele încep întotdeauna ca fiind interesante pentru oamenii care cred că acestea sunt soluțiile pentru ei. Emoția, în schimb, dispare rapid, mai ales când oamenii își dau seama cât de puțin îi se permite să mănânce. O meta-analiză din 2020 a analizat 121 de studii de slăbire și a constatat că marea majoritatea persoanelor ce urmează orice dietă de slăbire pierde obicei o parte semnificativă din greutate după 6 luni, dar și o recapătă în următoarele 6 luni. O recenzie din 2015 publicată în Jurnalul Internațional de Obezitate explică cum ca al nostru corp se opune de fapt pierderii în greutate prin arderea mai puține calorii, crescând producția de grelină, hormon ce îți provoacă starea de foame, și scade producția de leptină, hormon ce te face să te simți plin. În cele din urmă, Există foarte mulți factori ce contribuie la greutatea ta și la posibilitatea de a pierde în greutate pe termen lung. Majoritatea studiilor de slăbire durează 12 luni sau mai puțin, așa că este greu de știut câți oameni sunt de fapt capabili să slăbească și să se și mențină. Sustenabilitatea unei diete este un predictor mai bun al succesului decât orice altceva. O recenzie din 2014 a analizat 59 de studii de slăbiți și a concluzionat că cea mai de succes dietă este orice dietă pe care o persoană o poate ține pe termen lung. O dietă sănătoasă este o dietă variată, bogată în fructe, legume, grăsimi și proteine de înaltă calitate, și săracă în zahăr adăugat, cereale rafinate și alimente procesate. Celor ce adoptă o astfel de dietă le este mai ușor să-și controleze greutatea. Trăim într-o lume obsedată de diete și greutate. Este firesc să-ți dorești să crezi că următoarea dietă moft va fi the one, chiar dacă știi în adâncul sufletului că toți vând același lucru. În loc să devii victima următorului plan alimentar ce urmează să apară, amintește că știința nutriției este deja foarte clară cu privire la ce este sănătos. O dietă durabilă este bogată în fructe și legume, grăsim și proteine de înaltă calitate și săracă în zahăr adăugat, cereale rafinate și alimente procesate. Dacă ți-au fost utile informațiile, nu uita să dai un like și să te abonezi la canal.